Bine v-am regăsit, stimați telespectatori și dragi prieteni ai emisiunii Orizontul Cunoașterii. Astăzi am plăcerea să am alături de mine pe doamna Mariana Drăgan, psiholog din București, care a răspuns invitației mele și pentru asta îi mulțumesc și urez bine ai venit. Bine v-am găsit. Și o să vorbim, dânsa face un curs de mindfulness și o să vorbim despre acest lucru, nu? Deci asta este o nouă perspectivă în spiritualitate, nu este prea de mult timp, nu? De fapt, mindfulness provine din Vipassana, iar Vipassana este meditația lăsată de Buddha. Mindfulness este... Deci tehnici budiste. Da, de fapt, traducerea în psihologie a tehnicii lăsate de Buddha pentru iluminare. Da. Păi, voiam să te întreb, că ai spus că ai fost într-o tabără de Vipassana și de asta, când a fost, unde a fost tabăra? Da, asta, despre asta o să vorbesc mai puțin, pentru că... Puțin, așa, la început, așa, nu foarte... pentru că e legat de subiectul discuției noastre. Da, dar nu am integrat eu foarte clar absolut toată experiența. Intenționez să mă mai duc într-o tabără Vipassana. Dar pentru cei care ascultă să știi despre ce e vorba. Sigur că despre ce este vorba. Da. Este vorba despre o retragere în tăcere, un anumit număr de zile, 10 zile, de fapt, nu vorbești cu nimeni. Mai sunt și alți participanți la tabără, evident, dar ideea aceasta de necomunicare înseamnă nici măcar să nu te uiți la o persoană pe care o vezi, ci te uiți cumva pe lângă urechea lui în așa fel încât să nu-i soliciți niciun semn de recunoaștere și să nu-i oferi niciun semn de recunoaștere, știut fiind că această nevoie a noastră umană de apartenență este ceva care ne marchează și ne devine motor la un moment dat. Da, eu știam că Vipassana este tehnică de... Dincolo de acest zid de tăcere, da. Vipassana mai înseamnă și 11 ore de meditație pe zi, bineînțeles cu pauze. Da. Meditație care urmează anumite reguli. În primele 3 zile înseamnă să-ți urmărești respirația în anumite zone ale nasului, să spun. Pentru cineva care nu este obișnuit cu meditația, pare ceva foarte ciudat, da? Să-ți urmărești respirația aici, în interiorul nasului, și să-ți urmărești respirația, în sfârșit, în a treia zi, doar aici, da? Și la suprafața nărilor, da? În a doua zi, în exteriorul nasului. Deci e ceva foarte delicat și foarte concret. De asta e bine ca cei care se duc să facă un astfel de curs să fie cumva cât de cât obișnuiți cu oareșcare tehnica meditației, oricare. Da. Dacă e să mă întrebați pe mine, rugăciunea înseamnă meditație. Adică nu mai... Așa e, că rugăciunea nu înseamnă cuvinte. Cuvinte înseamnă starea care o obții. Păi, budiștii folosesc o mantră, nu? Da. De exemplu, Om Mani Padme Hum. Da. Iar noi folosim mantra... din rugăciunea inimii, Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă pe mine păcătoasă. Da, este forma prescurtată. Da, este forma prescurtată. Tot așa pe respirație. Tot așa se face pe respirație, exact ca o mantră budistă. Deci, orice rugăciune este o meditație, de fapt. Dar Vipassana presupune doar focalizarea atenției, îndreptarea atenției către anumite zone. Dar și rugăciunea inimii, așa numită, nu? Sau a minții. Dacă nu ești atent la respirație, nu are efect. Se face pe un anumit ritm. Da, se face pe un anumit ritm. Da, și nu știu dacă se cade să-l dezvălui acum, din câte știu... Sunt mulți care știu. Care știu. Din câte știu, preoții de obicei dezvăluiesc tainele acestei rugăciuni. Da. Ei, dar... Dincolo, mai departe, în Vipassana... Deci, repet, această tehnică este de acum 2500 de ani, este dată de Buddha, Gautama Buddha, Buddha cel trezit, primul trezit. Nu știu, cei care știți istoria lui Buddha, era odată un prinț care avea de toate, era vesel, fericit în palatul lui, cu părinții lui, cu soția lui, cu fiul lui proaspăt născut și la un moment dat vede pe cineva suferind, observă că există moarte, observă că este suferință, lucruri despre care nu știa până atunci și
începe să vadă lumea altfel și începe să se gândească, wow, și suferința asta de unde vine? Stai puțin că nu știa nimic despre ea. Și atunci pleacă în căutarea izvorului suferinței, până când reușește să treacă dincolo de izvorul suferinței. Și această tehnică Vipassana este o tehnică de iluminare, de a trece dincolo de ce-ți place, ce nu-ți place, de a deveni iluminat, practic. Da, eu am citit și chiar am văzut un documentar despre Vipassana, dar în alt mod, probabil, făcut în pușcărie. Deci se face, Goenka. Se face, da, după textelul Goenka, sigur da, că da, da, se face în pușcărie. Dar acolo cred că au voie să vorbească sau nu? Nu. Deci în timpul meditației sau în timpul ședinței n-au voie. Acum, nu, cred. 10 zile n-ai voie, dacă este vorba de Vipassana, dacă este vorba de mindfulness, care și mindfulness se practică, în ghilimele practică, da, se folosește în pușcării și cu mari rezultate. În mindfulness ai voie să vorbești, este un curs împărțit în 8 module, câte un modul pe săptămână. Și ca și în Vipassana, important este practica, sau nu ca și în Vipassana, ca în absolut orice în viață, important este practica. Fără practică nu reușești să faci nimic. Altcineva degeaba face pentru noi, știți cum e, degeaba se roagă altcineva pentru noi, important este să ne rugăm noi. Sau degeaba știi teoretic dacă nu practici. Absolut, teoria ca teoria, dar practica ne omoară. Da. Noi, poporul român, avem niște vorbe din astea așa foarte frumoase și adânci. Da. Dar am auzit că s-a introdus în școli prin Statele Unite, prin Anglia și este și la noi o școală De mindfulness? Eu organizez cursuri de mindfulness și mai știu încă 2 cursuri de mindfulness organizate. Mindfulness este un program de reducere a stresului, dar s-au făcut teste americane, au testat acest aspect și au arătat că se reduce foarte puternic anxietatea și depresia. De fapt, în ce constă acest program? Este un program de focusare a atenției și un program care te ajută să vezi altfel viața și altfel neînțelegerile. O să vă zic o poveste. E cam așa povestesc eu despre mindfulness. E frumos cu povești. Rămâne în memorie. Da. Alexandru Macedon. Da. Da, Alexandru cel Mare. Da. Când a început el să cucerească teritoriile și să anexeze și să devină din ce în ce mai un general din ce în ce mai puternic, la un moment dat unul din generalii lui a spus: avem o problemă. Și zice, da, pune ce problemă. Păi nu putem să mergem mai departe, am cucerit și gata, nu putem să mergem mai departe. Și Alexandru cel Mare a zis, ok, dar de ce nu putem să mergem mai departe? Și generalul a zis, păi nu mai avem hartă. S-a terminat harta, nu mai avem hartă desenată. Și atunci Alexandru cel Mare a zis, și ce dacă nu mai avem hartă? De aici încolo ne vom face noi propria noastră hartă. Cam asta face și mindfulness-ul. Practic conferă, îi dă posibilitatea minții să-și reconstruiască propria ei hartă dincolo de tot cumulul trecutului pe care îl avem înmagazinat în conștient și în subconștient și în inconștient. Dar în condiții de viață de astăzi, majoritatea oamenilor trăiesc viața în viteză, nu au timp să vadă nimic, să stea prea mult timp, pentru că spun că trebuie să facă aia, trebuie să facă aia altă. Mai și atunci mai funes înseamnă că te faci să te relaxezi, să fii liniștit. Mai funes înseamnă jumătate de oră de practică în fiecare zi, neapărat. Deci nu, jumătate de oră odată sau în parte? Nu, jumătate de oră odată, da. Dar neapărat. Da. Minim. Ar fi bine o oră de practică în fiecare zi, dar minim jumătate de oră de practică în fiecare zi. Cum sunt structurate cursurile? În primul curs, de exemplu, înveți să mănânci conștient, să simți mirosul mâncării, gustul mâncării,
cum se schimbă gustul mâncării pe măsură ce îl mesteci de mai multe ori, cum devine pastă și pasta are alt gust decât dacă nu l-ai fi mestecat atât de bine. Într-un alt modul înveți să mergi conștient. Asta poate să încerci oricine, este fantastic. Dar începi cum mănânci sau începi cu ceva mai ușor? Nu. În primul curs este o meditație de a mânca conștient. Mi se pare destul de greu să fii atent tot timpul la ceea ce mănânci. Eu ghidez meditația. Da, ghidat și, atunci e mai ușor. Și le și spun oamenilor, nu faceți nicio mișcare înainte de a vă spune eu. Da? Și, ok, sfaturile sunt să miroase, eu fac exercițiu cu o babă de strugure, să miroase baba de strugure, să se uite în lumină la baba de strugure. V-ați uitat vreodată la o babă de strugure în lumină? Se văd toate vinișoarele alea, are o culoare absolut superbă. E altfel dacă o pui aici pe masă, e total altfel. Singurul exercițiu care l-am făcut a fost cu o minge de tenis, de aia mică, de ping-pong. Aia nu-i de mâncare. Nu, dacă mă uitam la ea, că era un exercițiu în yoga, eu am făcut vreo câțiva ani de yoga și asta era singurul exercițiu care l-am învățat în privința asta, atenție. Fain. Concentrare. Fain. Da. Dar mai degrabă atenție decât concentrare, pentru că îți îndrepți atenția, nu concentrarea. Da. Concentrarea ține de minte, ține de ego, atenția este puțin altceva. E o diferență de nuanță. Da, este o diferență. Eu practic atenția asupra mea. Foarte fain. Și nu numai asupra mea, concomitent cu ceea ce este înăuntru și ceea ce este în afară. Asta se face și în mindfulness, cred că în modulul 2 sau 3, body scan, să-ți scanezi corpul. Da. Tehnica care este și în Vipassana, să-ți urmărești senzațiile de pe piele și din corp. În mindfulness este să îți scanezi corpul și să fii conștient de senzațiile pe care le ai. Dar cu mare atenție să nu inventezi senzații. Da? Dacă, de exemplu, te întorci la genunchi și ți se întâmplă aproximativ același lucru, înseamnă că s-ar putea să fie ceva inventat. Da? Când sunt senzații neinventate, sunt puțin diferite. Pentru că tocmai asta este ideea, totul vine, totul pleacă, orice moment vine, orice moment pleacă, nimic nu este irepetabil, într-un copac nu există două frunze la fel, nu există nimic la fel în natură. Numai noi credem că s-ar putea să fie la fel. Și asta este ideea din mindfulness, să ajungi la sfârșitul celor 8 săptămâni, să obții o stare de pace, o stare de relaxare și în același timp o privire de copil, să privești totul cu ochi de copil, ca și cum n-ai ști la ce folosește, ca și cum ai fi încă, da, mingea de tenis, de ping-pong, wow, ce frumoasă e, uite ce culoare are, cum este, ceva de genul ăsta. Da, dar cum faci cu gândurile, dacă ești atent atunci, dacă ești atent asupra ceva, mintea ta, ce nu? Sau mai apare câte un gând, dar atunci, cum procedezi când apare câte un gând? Este foarte greu să tacă mintea. Intenția mea este să învăț pe oameni să-și observe gândurile, nu să forțeze gândurile să tacă. Ele, la un moment dat, dispar de la sine, dar asta este un proces foarte îndelungat. În modulul 2, învață să-și urmărească respirația și pe măsură ce își urmăresc respirația, evident, cumulul de gânduri vor veni așa ca o ploaie. Da? Și îi sfătuiesc pe oameni să se întoarcă cu atenție și cu blândețe asupra respirației, să se uită la gânduri, ca și cum s-ar uita pe ecranul unui cinematograf, dar atenția să fie asupra respirației. Și acum depinde de fiecare, cum simte, unde îi place să observe respirația. Unora le place să simtă cum îi se ridică pieptul. Da? Și după aia coboară, altora le place să-și țină o mână pe abdomen ca să fie conștienți de respirația abdominală. Da? Și atunci se umflă abdomenul și se desumflă în timpul inspirației și expirației. Fiecare, pentru că suntem diferiți, fiecare om cum îi place. Da, Osho comentează o carte. Și în felul ăsta putem să
ajungem să privim gândurile fără să mai mergem pe urma gândurilor, pentru că asta produce suferință în viața noastră. Ne aducem aminte ceva și când ne aducem aminte acel ceva și retrăim suferința acelui moment. Ei, ne putem aduce pur și simplu aminte ceva și să ne uităm ca la un ecran de cinematograf și să trecem mai departe. Să lăsăm acel gând să treacă. Da, sunt mai multe tehnici de respirație pe care le comentează Osho, referitor la o carte din Shivaism, nu știu, siberian sau ceva, din Kashmir sau ceva. Și spune că fiecare om își alege o tehnică care rezonează. Pentru că unul se concentrează la nas, cum spuneai tu, altcineva se concentrează, adică urmărește respirația, până unde merge și cum se întoarce înapoi, cum ies afară. Altul adică este atent la pauzele de respirație și spune că este mai important să fii atent la pauze. Pauza pe inspir sau pauza pe expir, care o alegi, da, decât la respirație, atunci ești mai atent. Deci sunt mai multe tehnici, fiecare își alege. Eu am încercat mai multe, dar nu m-am oprit la niciuna. Mare păcat. Eu m-am oprit puțin la ce am învățat în Vipassana, deci am rămas cu obiceiul ăsta de a medita dimineața și seara câte o oră și este absolut fascinant. Deci în ultimele zile îmi părea rău că plec. În primele zile mă gândeam, Doamne, nu se mai termină o dată meditația asta, deci mă tureau absolut tot și toate oasele, îmi număram oasele așa pe durere, dar în ultima zi aproape nu mă mai durea nimic, învățasem să trec dincolo de durere și în mindfulness se face asta, ca în modulul 6. Da, se începe cu mai puțin, nu o oră, se începe cu un sfert de oră sau 10 minute, nu? Sunt meditații cam de 30 de minute, 30 minute. Dar sunt ghidate. Da. Este mult mai ușor să urmărești o voce decât să stai pur și simplu în tăcere și să urmărești respirația ta și să aștepți un clopoțel. Ok. Da, a fost o experiență extraordinar de interesantă și o recomand absolut tuturor, pentru că este o experiență care m-a ajutat să mă autodezvolui mie. Deci mă gândeam eu când am început cursul de yoga, auzeam despre meditație, n-am început din primul an, din al doilea an, prima dată cu Asani. Și când spunea că trebuie să simți o stare deosebită în meditație și eu nu simțeam nimica. Dar scria acolo, în cursul, scria că perseverența este mama succesului. Da. Și am început să fac în fiecare zi, dimineața și seara. Și după câteva luni, așa, în fiecare zi, am început să simt așa un pic. Până atunci eram ateu, atunci am început să cred, când am început să simt. Da. Deci așa am revenit eu de la ateism la credința, nu credința obișnuită, pentru că niciodată nu mi-a plăcut dogma. Aha. Da. Deci sunteți un căutător, asta înseamnă că mi-a plăcut dogma. Am început să caut, așa cum încep să caute majoritatea, după o boală. Wow! Da. Am avut o boală destul de, pot să-i spun, gravă, pentru că era ischemie, cardiopatie ischemică. Meditația ajută. Da, dar nu am început cu asta, am început cu regim, adică cu crudități. Foarte bine, foarte bine. Și am ținut un an jumate în regim de crudități și mai reveni. Și acum mai țineți? Mai repede. Ei, acum nu mai țin, numai, dar mănânc multe fructe, multe legume. Foarte fain. Da. Mănânc și fierturi. Da, eu cred că este foarte important și stilul de viață pe care îl alegem, atât nutrițional, dar și psihic. Pentru că părerea mea sinceră este că nu ne îmbolnăvește ceea ce băgăm în gură, ci ceea ce avem aici, în cap. Păi 90-95% din boli ca urmare a stresului, a gândurilor, a problemele pe care le facem. Problemele pe care le facem noi, exact de asta avem nevoie, părerea mea, de tehnici de relaxare, de asta avem nevoie să învățăm să ne relaxăm, să învățăm să ne folosim mintea în folosul nostru, ce înseamnă în folosul nostru? Pentru a ne detașa de dorințele noastre, de suferințele noastre și a ne bucura de neprevăzutul vieții. Da, începusei să spui că a ne detașa de dorințe, ca să fiu foarte clară, nu înseamnă
să nu avem dorințe. Doamne ferește, n-are nicio legătură. E extraordinar de frumos să ai o dorință, să visezi, da? Să ai un scop, e foarte important să ai un sens în viață. Ideea dar având dorințe, se ajunge nu... și la starea fără, să ajungi la starea fără dorințe. Se poate ajunge. Ideea este să nu te atașezi de împlinirea dorinței. Da. Pentru că acest atașament de împlinirea dorinței duce la suferință, nu dorința. Da, atașamentul, așa-i, da. Atașamentul de împlinirea dorinței. Deci este foarte frumos să ai dorințe, să spui, mi-aș dori, nu știu, să ajung în Peru, da? Și în același timp spui, ok, când o să mă cheme Peru, o să mă ia și o să mă duc acolo. Și cu asta basta, adică și tu să faci tot ce poți în fiecare zi pentru împlinirea visului. Adică a nu avea atașament de împlinirea dorinței, asta nu înseamnă că nu faci nimic pentru împlinirea dorinței, ci dimpotrivă, acea dorință îți aparține și faci în fiecare zi câte ceva pentru a-ți împlini visul. Da, e mai rău să o reprimi dorința. Da, exact. Da. Ce sens are să reprimi o dorință? Ideea este să nu te atașezi de împlinirea dorinței. Tu fă-ți treaba ta și dorința, dacă este cazul să se împlinească, se va împlini. Dacă nu este cazul să se împlinească, nu se va împlini și cu asta basta. Păi, de ce depinde de ceva împlinirea unei dorințe? Depinde de sinele nostru, dacă vrea sau nu? Sau ce spui în legătură cu asta? Deci avem liber arbitru sau e destinul care ne conduce, cu alte cuvinte? Și. Deci așa spun și eu, dar și liberul arbitru nu l-avem de la început, cred. Avem liber arbitru de alege, să spunem nu. De alege, da. De fapt, nu avem liber arbitru să spunem da. S-au făcut niște studii. Li s-au pus oamenilor niște întrebări la care puteau să răspundă cu da, răspunsul era clar cu da, și în creier zona de răspuns s-a activat cu câtva timp înainte, bine, foarte puțin timp, milifracțiuni de secundă înainte, de a răspunde. Da. Deci e clar că răspunsul era de da, era prefăcut, deci era gata făcut, nu aveam liber arbitru la da, dar la nu, intervalul de timp a fost aproape incidental, adică în același timp. Da. Deci asta înseamnă că avem liber arbitru să spunem nu mai degrabă decât să spunem da, dar asta înseamnă foarte mult pentru că ucizi nu. Furi? Nu. Judeci? Nu. Te atașezi de dorință? Nu. Păi mai ușor de făcut lucrul ăsta. Absolut. Întotdeauna omul preferă să spună nu decât da. E mai greu să faci o acțiune. Practica spune nu la anumite lucruri poate deveni un da spus vieții. Așa cum am spus, furi? Nu. Judeci? Nu. Pui etichete? Nu. Ucizi? Nu. Da, sunt nu le importante. Sunt și lucruri care spui nu, care poate ar trebui să le faci. Absolut. Mai degrabă atunci când ar trebui să le faci, spui nu. Nu? Cred absolut. Că din comoditate mai mult. Pentru că firea omului este așa, să, nu știu, oamenii nu prea, sunt puțini oameni activi, care să fie foarte activi. Dar prima parte a emisiunii a luat sfârșit, așa că luăm o pauză de publicitate. Am revenit în emisiune și o să continuăm discuția noastră și o să vorbim în continuare despre anumite aspecte din mindfulness. De exemplu, dacă nu știu, ne îndepărtează sau această tehnică ne îndepărtează de dogma bisericii sau are legătură cu religia sau
N-are nicio legătură, cred, nu? Legătură cu religia nu are, dar are legătură cu iubirea și cu compasiunea, pentru că la un moment dat, în al șaptelea modul, există o meditație ghidată care îi ajută pe oameni să se gândească la semenii lor și să transmită semenilor lor, începând cu cei apropiați, cei mai apropiați, fie ca mama mea să fie bine, fie ca sau fratele sau tatăl, fie ca părinții mei să fie bine, fie ca ei să fie liberați de suferințe, fie să trăiască în pace, în armonie, să fie sănătoși, să trăiască fericiți și să aibă momente pline de bucurie în fiecare zi. Și în această meditație ghidată, oamenii exprimă astfel de dorințe către cei apropiați, după aia către colegii de servici, după aia către persoane prieteni, după aia către persoane care nu sunt foarte apropiate, de exemplu vânzătorul de la magazin pe care îl vezi, cineva cu care te întâlnești în autobuz în fiecare zi pentru că luați autobuzul la aceeași oră, până când oamenii în acea meditație ghidată au aceste dorințe pentru întreaga lume, pentru că în fond și la urma urmei, în lumea asta, pe pământ, fiecare dintre noi ne dorim să fim fericiți, să trăim în pace și să trăim eliberați de suferințe. Și până și, probabil, până și ultimul criminal tot asta își dorește și el are nevoie ca cineva se dorească să fie eliberat de suferințe. Dar această tehnică este diferită de rugăciune când te rogi și ceri ceva. Atunci, în rugăciune, când ceri ceva, îți exprimi lipsa. Aici sunt afirmații... Aici, din potrivă, afirmații, da. Da, efectiv, ne dorim, dacă e să ne dorim ceva, ca toată lumea, toate ființele văzute și nevăzute de pe pământ sau din univers să fie în pace, în armonie, în fericire, să fie eliberate de suferință. Dar vorbeam în pauză despre nu care îți spui Universului că nu-l bag în seamă. Deci nu le-am considerare pe nu. De asta, nu știu, ar fi bine să știe toată lumea că atunci când spui nu vreau un lucru... Da, de ce ți-e frică, de aia nu scapi. De aia nu scapi, da. Din nou vorba adevărată a poporului român. Mi-e greu pentru că câteodată sunt puțin iritată de răspunsul ăsta în ghilimele al Universului, da? De exemplu, te grăbești să ajungi undeva și taman atunci apare traficul cel mai groaznic și nu, da? De fiecare dată când îți dorești mult prea mult ceva, ceea ce emiți în Univers, emiți doar dorința, nu și împlinirea dorinței. Când îți dorești să nu se întâmple ceva, acel lucru se va întâmpla pentru că emiți frica și atunci Universul îți oferă împlinirea fricii. Deci, cu alte cuvinte, pe ce te focalizezi, aia atrage. Aia se întâmplă. Da. Chiar dacă nu vrei, dar chiar te focalizezi. Chiar dacă nu vrei, te focalizezi și aia atragi. Deci nu are nicio importanță cu nu, cu da sau cum este formulat. Da. Ci atenția. În ce direcție se îndreaptă atenția, acel lucru vine către tine. Spune unui om să nu se mai gândească la un elefant roz, da? Și se va gândi continuu la elefantul roz. Da, da. Păi când îi spui minții să nu facă ceva, va face. Atunci va face. Da. Va face. Deci nu poți lupta cu mintea. N-are niciun rost. Da. N-are niciun... Dar în schimb... Era vorba despre lucrul ăsta în partea ta emisiunii, că atunci când îți urmărești gândurile. Este o anumită... Adică trebuie să faci... Nu e luptă. Nu trebuie să lupți, da. Deci trebuie să fii atent, adică să le lași să vină și să plece și să nu le judeci. Exact. Nu? Ele vin și pleacă, te uiți la ele și le fentezi cumva mutându-ți atenția asupra respirației. Da? Da. Când vezi că dai mai multă carne unei gând, de exemplu, te-ai certat cu cineva și, încă te doare, da? Și dacă i-aș fi spus asta, și dacă i-aș fi răspuns așa, și gândul ăla se învolburează și prinde carne și prinde toată povestea, încep să vezi și după aia din nou ți-aduce aminte, stai puțin că eu mă pot întoarce la respirație și las gândul să plece.
Dar este... Așa și, trebuie precedat. Și că... e atât de simplu. Da, e atât de simplu. Da, pentru că dacă te lași dus de minte, te duce, nici nu știu unde ajungi. Când pobrânești la un gând și ajungi, nu mai te trezești că de cum am ajuns să mă gândesc la asta. Dar este foarte important ca să fie atât de simplu, este nevoie de practică. Cel puțin jumătate de oră în fiecare zi. Cel puțin. Eu sfătesc o oră, dacă nu chiar două, dar o oră e ok? Da, dar totuși... Timp, în fiecare zi, de... timp de 8 săptămâni. Nu mai mult. Bine, și după aia, după aceste 8 săptămâni, cumva mai puneți, devine un stil de viață, pentru că o să-ți facă foarte mare plăcere să mergi conștient, și când mergi conștient poți faci ce vrei, poți dansezi pe stradă, poți să te joci, poți să te uiți după fluturi, poți să fii conștient de toate zgomotele care vin și să le înregistrezi diferit pe toate și să te distrezi și să auzi vocea unui copil de undeva departe, izolând-o practic din zgomotul mașinilor. Pare ceva... E nevoie doar de practică. Complicat. Este foarte simplu, este nevoie doar de practică. La un moment dat, într-un modul, îi învăț pe oameni și foarte simplu. Să își dea, să asculte zgomotele străzii, da? Pentru că sunt mașini, oameni, sirene, tocuri, voci, strigăte, șoapte, porumbei, păsări, vânt, da? Ei, îi învăț să asculte toate aceste zgomote fără să pună etichetă. Să nu identifice fiecare zgomot separat. Să le asculte global, exact așa cum vin, ca și cum ar fi o muzică. Da. Și de ce fac asta? Pentru că în felul ăsta învață încet, încet să nu mai pună etichete și îi învăț să realizeze că mintea este pentru gânduri, ceea ce urechea este pentru sunete. Deci așa cum vin sunetele balamucitoare toate dintr-o dată, așa vin și gândurile. Și le putem lăsa să plece. Da. Și să fim conștienți de gânduri, fără să le punem etichete. Să fim doar conștienți cum trec. Dar gândurile astea, fiindcă ai spus ele, de unde vin? Ce este mintea? Este undeva în creier sau ce este mintea? Pentru că aici sunt mulți oameni care nu înțeleg, adică ei zic că mintea vine din creier. Sau receptăm gândurile și din alte surse. Ce să vă spun? Nu numai, deci putem gândi conștient, dar putem și să primim din subconștientul colectiv, din mintea colectivă. Putem primi din inconștientul colectiv, ăsta este un termen al lui Jung. Da. Sunt unii, cred că Ivan Hov, cred că el, de exemplu, spunea că atragem gândurile conform nivelului nostru vibrațional și ne vin gândurile conform stării de conștiință pe care le avem. Cred că el se exprima ceva de genul ăsta. Sunt foarte multe teorii. Eu nu o să mă lansez să fiu apărătoarea niciunui fel de teorii, dar pot să vă spun că noi, de fapt, suntem niște mașini. Și până când nu ajungem să identificăm ce ne aparține nouă, ființei noastre divine, și ce avem înmagazinat în inconștient și în subconștientul nostru, practic trăim ceea ce am învățat. Până în perioada, până pe la 7-8 ani, noi preluăm de la părinții noștri, de la unchii noștri, de la tot ceea ce ne înconjoară, tot felul de informații, și după aia le retrăim toată viața. Exact aceleași informații, doar că la maturitate le dăm altă conotație. Din păcate, modalitatea în care noi preluăm până pe la 7-8 ani, nu preluăm analitic, pentru că emisfera stângă este mult mai puțin dezvoltată decât emisfera dreaptă. Emisfera dreaptă se ocupă cu imaginația, creația, culoarea, intuiția. Emisfera stângă este logică, analitică, timpul, limbajul. Până pe la 7-8 ani, unii spun chiar până spre 10 ani, este mult mai dezvoltată emisfera dreaptă. Deci noi preluăm emoțiile, doar nu preluăm și analiza emoțiilor, emisfera stângă fiind mai slab dezvoltată.
Este, de aia eu încerc să le și spun părinților de foarte multe ori, este inutil să-i spui unui copil de 4 ani, ești mare, trebuie să înțelegi ce faci. Nu, el nu înțelege, este doar emoție la vârsta aia. Capacitatea lui de a analiza nu este ca unui adult, nu are nicio legătură. Da, mai târziu. Da. Deci, pe parcurs, datorită educației primite, se îndepărtează copiii. Și apropo de mindfulness, studiile au arătat că meditația de tip mindfulness ajută la o comunicare foarte bună între cele două emisfere, emisfera dreaptă și emisfera stângă. Pentru că în situații de stres, de exemplu, pot să vă spun în situații când o persoană este foarte stresată, da? Și să spunem că la acea persoană este predominantă activitatea emisferei stângi, da? Ei, ce va face în condiții de stres acea persoană? Va fi și mai logică, va fi și mai analitică, va despica, dacă până atunci despica firul în 4, va despica în 10, da? Și se va chinui și mai mult. Ce va face o persoană la care, în condiții de stres, la care este predominantă activitatea emisferei drepte? Va plăti. Va sta așa. Deci nu va intra în... Nu va intra în problemă, va sta de așa deasupra problemei și cunoscuții zic, băi, ai nebunit! Pe bune, apucă-te de ceva! Și coboară cu picioarele pe pământ! Și persoana respectivă zic, păi de ce? Se vede mai bine de aici. Dar este doar o reacție a stresului. Da. Și acea persoană are... este predominant... îi funcționează cu precădere emisfera dreaptă. Mindfulness-ul ajută ca cele două emisfere să comunice mult mai bine și facem față într-un mod total diferit evenimentelor stresante. Dar tehnicile astea cred că sunt mai bine primite de copii, pentru că ei nu s-au depărtat așa de mult de starea lor naturală din copilărie. Sigur. Ei, există. Le vine foarte ușor. Există și mai mindfulness pentru copii, sigur. Da. De asta eu n-am făcut. Dar există. Ar fi bine. Da. Nu, dar ar fi bine dacă ar fi introdus în școli. Da, ar fi bine, măcar ar fi extraordinar, măcar câteva minute. Da. Pentru că ajută la dezvoltarea inteligenței emoționale. Dar școala care este de mai bune la noi în România este o școală privată. Deci eu zic că acolo are... Cursurile mele sunt organizate prin intermediul cabinetului de psihologie, da. Drăgan. Mm-hmm. Adică cabinetul meu de psihologie. Dar este și altă... Mai știi și de altă școală unde se fac? Sau numai... Am mai văzut pe net, dar nu am participat la alte școli. Mm-hmm. Eu că am citit că este o școală pentru elite, pentru cei care au bani, pentru... Probabil ei vor să știe mai mult, pentru că se urmărește manipularea maselor. Dacă pentru cu elite, mai mult, prin mindfulness, da? Nu prin mindfulness, nu. Deci elitele vor să știe mai mult despre lucrurile astea legate de minte, ca să ne poată manipula. Chiar am avut o emisiune despre asta. Da. Apropo de mindfulness, prin comunicarea mai eficientă între cele două emisfere, practic se reduce posibilitatea de a fi manipulat. Pentru că încep să vezi undeva dincolo de aparențe. Deci și să citești dincolo de rânduri și da. Ăsta ar fi un motiv bun pentru cei care ne ascultă să facă aceste cursuri. Să participe, da. O să învețe, să discearnă adevărul de ceea ce este fals. Aș probabil... Într-un viitor foarte apropiat o să organizez niște cursuri și în Bacău. Deocamdată le organizez doar în București, dar s-ar putea să organizez niște cursuri de mindfulness și în Bacău. Da, sunt prea puțini oameni care sunt interesați. Sau... Poți să fii surprins, sunt foarte mulți. Da. Probabil prinde metoda asta, este ceva mai mult decât dezvoltare personală, nu? Prinde pentru că nu este foarte greu de înțeles, nu este foarte greu de făcut, este nevoie doar de perseverență. Da, dar este deosebit de dezvoltare personală, nu? Nu este un curs de dezvoltare personală, este deosebit. Un curs de, într-adevăr, devii mai
inteligent emoțional, să spunem, pentru că reușești să-ți analizezi altfel emoțiile, reușești să-ți canalizezi altfel răspunsurile. Ideea în mindfulness este să nu reacționezi, ci să acționezi și să observi diferența dintre a reacționa și a acționa. De exemplu, a reacționa când vine cineva la tine și spune: băi, te-ai îmbrăcat foarte urât azi. Sau te înjură. Poți să te uiți așa și să-i zici: ești întâmpit, nu știi să observi culorile, sau poți să îi răspunzi: ciudat, eu am crezut că arăt foarte bine, dar e ok, cu siguranță avem alte gusturi. Da? Și să-i zâmbești. Pentru că noi oamenii suntem diferiți și avem și gusturi diferite și înțelegeri diferite și așa mai departe. Om obișnuit, în general, reacționează la un cuvânt care l-ai adresat, o ia ca pe o jignire sau... Asta e diferența între a acționa și a reacționa. Da. Și mindfulness-ul face această diferență, ajută pe oameni să facă această diferență și să treacă peste un cuvânt care în aparență ar putea să pară o jignire, să treacă ca și cum ar fi o glumă. Alte beneficii? Da, reducerea anxietății, creșterea stimei de sine, creșterea încrederii în sine. Am avut oameni care și-au schimbat locul de muncă de la un salariu la cu totul alt salariu. În București salariile sunt ceva mai mari. Mai mari, care este? Creșterea sănătății, cum se spune asta? Întărirea sistemului imunitar, sigur. Păi da, pentru că tot ceea ce este pozitiv se întâmplă atunci când ești conectat cu sursa, nu? Când ești relaxat. Asta înseamnă, nu? Sigur. Înseamnă să fii conectat, adică devii conștient și ești conectat cu sinele, nu? Când mintea ta, ce conexiune este mult mai bună, categoric. Da. Și cu și cât mintea ești... se apropie de tăcere, cu atât conexiunea este mai bună. Și atunci ești într-o stare de armonie și în stare de armonie devii mai sănătos. Absolut. Deci poți să te vindeci. De fapt, ce se întâmplă? Noi în fiecare zi ne auzim doar zgomotul minții noastre și de atâta zgomot nu mai auzim nimic altceva, din păcate. Alt motiv bun pentru... Mindfulness-ul ajută la reducerea acestui zgomot. Deci sănătatea, cel mai bun motiv, pentru că majoritatea oamenilor vor sănătate. Dacă vor sănătate, atunci să facă câte un gest frumos pentru... Să facă în fiecare zi un gest frumos pentru cei din jur. Dacă se duc la serviciu, să lase o floare pe masa unei colege sau unui coleg. Pur și simplu să lase floarea ta tot. Dar să nu-i arate colegului că el a lăsat sau ea a lăsat floarea aia, dar să facă gesturi, acele gesturi fără proprietar. Să lase o floare, să lase o cafea, să se ducă mai devreme să aranjeze hârtiile pe birou cuiva, să, când se duce să cumpere, să-i zâmbească vânzătorului, când să facă gesturi pentru oamenii din jur. Da, eu zic și că... dacă cineva face asta, da, eu îi garantez că dacă face asta în fiecare zi, după un an de zile nu o să mai răcească. Eu zic că sunt oameni care nu pot să facă lucrurile astea. Nu, atunci oamenii care nu pot face lucrurile astea se vor îmbolnăvi foarte des, vor răci foarte des, vor face febră foarte des și treaba lor. Îmi pare rău pentru ei. Deci oamenii care nu pot, le trebuie să facă lucrurile astea, să facă mindfulness. Ei să facă, da. Ei să facă, ei să practice, da. Pentru că vedeți dumneavoastră, nici eu nu putem să facem nimic ca acei oameni să fie mai sănătoși dacă ei nu fac. Da. Dacă ei nu fac, înseamnă că nu vor. Îmi pare rău și câteodată îmi vine să plâng, dar nu am cum să schimb pe nimeni cu forța, ci am încredere în oameni că își vor dori să se schimbe, în primul și rând, să înțeleagă ce înseamnă compasiune. Ei nu numai ei nu vor din cauza că nu înțeleg că este adevărat, adică nu cred că este adevărat ceea ce este, este foarte adevărat. Eu n-am răcit, cred că de vreo 12-15 ani, habar n-am, nu mai țin minte. N-am răcit de foarte mult timp și dacă răcesc, să spun, am acele răceli de 24 de ore care sunt ca niște purificări când mă duc în anumite locuri și fac niște meditații mai intense, mai puternice, atunci se mai curăță din bagajul emoțional. Cu alimentația, cum stai? Cu alimentația. Carnivor sau ne?
Nu mănânc carne, dar nu mi-am dorit să nu mănânc carne. Carne a dispărut din viața mea așa, pur și simplu. Fără. Da, fără să fac niciun efort. Da, mai auzit despre lucrurile și astea. Și de curând a dispărut și alcoolul din viața mea, tot fără să fac niciun efort. M-am trezit că nu mai îmi place gustul. Nu știu, am citit un comentariu, nu știu, a tău era că, cred că era. Cu berea. Da, că ea, cred că e nu știu ce, dar îmi plăcea să beau bere, de asta sunt puțin cam așa, ok. Spuneai că dintr-o dată a devenit rea, amară. Da, și nu pot să zic privirea prietenilor, băi, hai la o bere, eu, bine, ok, vin, dar eu cu apă plată și îți uită pe bune, ok, și... Păi mie îi mai place încă. Eu aș vrea să mai îmi placă, dar ce să fac cu plecat, așa cum a plecat și carnea și de curând au plecat și țigările din viața mea, pur și simplu tot așa nu, mi-a dispărut cheful să fumez. Apropo de regim alimentar, sfătuiesc pe toată lumea, nu este important ce mâncați, este foarte important felul în care gândiți și felul în care știți să vă relaxați și felul în care știți să iubiți și felul în care știți să îi priviți pe ceilalți și pe voi cu compasiune. Nu vă chinuiți să renunțați la carne, pentru că atunci când vă chinuiți să faceți ceva, renunțați la ceva și ce rămâne, rămâne frustrarea. Ideea este, dacă ceva pleacă din viața voastră în mod natural, ok, pleacă în mod natural. Dacă vă chinuiți să renunțați la ceva și rămâne frustrarea, acea frustrare vă va îmbolnăvi. Deci, mare grijă cu ce înseamnă să vă chinuiți. Oricum, tot pentru că mă întorc la mindfulness, una dintre, în ghilimele, regulile mindfulness este să nu vă chinuiți, să nu vă străduiți, ci să faceți totul cu bucurie și cu detașarea copilului din voi. Adică copilul când face ceva, el nu se chinuie, el se joacă făcând. Dar asta se obține prin cursurile de mindfulness. Majoritatea oamenilor au auzit că așa este bine și ei se străduiesc să facă ceva. Și atunci, dacă fac împotriva voinței corpului, a minții, se îmbolnăvesc, da? Se îmbolnăvesc, da, pentru că a te chinui înseamnă stres. Dar înseamnă stres, înseamnă apăsare, înseamnă sforțare, înseamnă presiune. Aduce presiunea ceva bun? Niciodată. Dar poți să faci exact același lucru cu bucurie, cu pasiune, cu interesul ăla. Ia să văd ce obțin. Wow, ce fascinant e! Ia uite! Da? Și atunci s-a eliminat presiunea și... Da, spuneai că în privința alimentației este bine să mănânci ceea ce dorești, dar să nu faci abuzuri, eu zic. Calea de mijloc e cea mai bună. Da, calea de mijloc. Ce e prea mult strică, ce e prea puțin strică. Calea de mijloc. Dar timpul emisiunii noastre se apropie de sfârșit. Mulțumesc mult. Le adresăm telespectatorilor sfaturile noastre de a face ceea ce le place, nu? Și, cum spuneai tu mai înainte, să mănânce orice, să facă orice cu bucurie. Și să facă câte un mic gest pentru cei de jur în fiecare zi. Și să facă un gest pentru cei de jur. Mulțumesc, și eu mulțumesc pentru mulțumesc. Participarea la emisiune. Și eu mulțumesc. Mi-a plăcut foarte mult și te mai aștept și altă dată. Cu mare drag. Când o să mai ai ocazia să vii la București. Și te mulțumim telespectatorilor pentru atenția cu care ne-au urmărit. Și îi așteptăm la alte emisiuni interesante. La revedere și numai bine! La revedere!